16 noiembrie 1872, prin ordinul ministrului de război la Galați, sub denumirea Școala Flotilei. Necesitatea înființării școlii s-a datorat dezvoltării marinei militare moderne a României, începută sub Alexandru Ioan Cruza și desăvârșită de regele Carol I. Navele militare ancorate sau acostate arborează la proba Jack-ul, pavilion specific de marină, care conține alături de culorile naționale ancora ca semn universal al marinarilor. La apusul soarelui și la aprinderea luminilor de ancoră, pavilionul navei este coborât, fiind păstrat în siguranță pe nave. Jack-ul și Marele Pavoaz, sus! Căliți la Școala Africa a Mării, marinarii militari dovedesc prin tot ceea ce au făcut și prin tot ceea ce fac că sunt la înălțimea exigențelor.
De asemenea, adresez mulțumiri întregului personal din Forțele Navale Române pentru eforturile susținute. La mulți ani! Bun card înainte! O deosebită plăcere să fim împreună în această zi de sărbătoare dedicată marinarilor militari și civili. Este emoționantă prezența atât de multor oameni la aceste ceremonii prilejuite de Ziua Marinei Române, care sunt deja o tradiție așteptată în fiecare an cu multă bucurie. Ziua de 5 august a devenit, iată, un prilej de a ne reaminti de simbolurile națiunii noastre, care ne inspiră să fim mai aproape unii de alții și să înțelegem din nou cât de puternici putem fi împreună. Marcăm rolul deosebit pe care România îl are în regiunea Mării Negre și la gurile Dunării.
această sărbătoare se va începerea marinărească. Începeți, deci! Tunurile calibru 76 mm ale brigăzii 30 gardă sprijină navele alături de transportoarele autoblindate din compunerea regimentului 307 Infanterie Marină în respingerea atacului aviației inamice. Evoluează în fața dumneavoastră, face parte din clasa Tarantul 1 și este destinată să ducă lupta independent sau în cooperare cu alte nave și cu folosirea sistemelor de armament, nava purtătoare de rachete 188 lansează proiectile de broiaj pasiv. Horia Macelariu face parte din divizionul 50 corvete. Corvetele sunt nave cu deplasament și autonomie mai mică decât cea a fregatelor, dar cu viteză mare care le permite executarea acestor misiuni în timp scurt și cu eficiență maximă. Fiind nave suple, ce au în total sisteme de armament multifuncționale și de război electronic, corvetele pot fi utilizate pentru îndeplinirea unui spectru larg de misiuni.